înainte de a face și un amendament, am rugămintea să mă ascultați puțin, ca președinte la ultimei ședințe a Comitetului de Coordonare, toți colegii din Consiliul Local care sunt membri acestui Comitet de Coordonare, m-au puternicit să vin în fața dumneavoastră și să vă fac următoarele, să vă ridic următoarele lucruri. În primul rând vreau să vă spun că Apa Nova n-a mai modificat tarifele din 2014, din luna 10 a 2014, în ultimii 5 ani n-a făcut nicio modificare, chiar dacă contractul îi permitea odată la 6 luni să facă ajustare de tarif. Având în vedere acest fapt, deci dacă în 2014 e 2,76 și acum e tot 2,76 metri cub de apă și 1,18 era canalizarea, acum e tot 1,18. Referitor la proiect, am rugămintea să fac următorul amendament. Dar justificați amendamentul ca să nu creadă lumea că le scoateți din... Nu. Deci nu le scot de nicăieri, domnul președinte, pot să pun la dispoziție oricărui coleg. Nu, dar... fundamentați amendamentul, e vorba de bani, să înțeleagă lumea. Deci, inițial s-a... O secundă, nu-mi cer scuze. Inițial s-a propus o majorare. Acest proiect de hotărâre a zăcut până 7.000 de birouri și trebuia să intre tăcâncău. Între timp, s-au mai majorat anumite taxe, impozite, mă rog, salariul minim pe economie mai corespunde, astfel încât această majorare care trebuia să fie aferentă anului trecut a devenit anacronică. Și atunci pe noile calcule, ținând cont de taxele apărute și de majorări salariale, mai e vorba de o mică creștere care ne-a fost demonstrată. Și aici, domnule, da, aveți cum. Da. În primul rând, la articolul 1, se scoate de acolo, începând cu luna aprilie 2019 și va intra în vigoare după ce se obține aprobarea ANRSC-ului. Deci, deci dispare acest lucru, e amendament, și acolo, în continuare, se scrie, deci după municipiul Ploiești, corespunzător reglementărilor legale în domeniu. Corespunzător reglementărilor legale în domeniu. Iar, în continuare, domeniu, noile tarife, acest, deci 2.84 nu mai corespunde la ANRSC și ca să dăm dovadă că Consiliul Local Ploiești nu e de la Cernobâr, aici la municipiul Ploiești și cunoaște bine legile, în loc de 2,84 să trecem 2,91, iar la canalizare în loc de 1,23, 1,26. E vorba de câteva bănuți acolo, că 2,91, da. Pentru că știți foarte bine că în momentul când Apa Nova, după ce are hotărârea noastră, se adresează cu această hotărâre a ANRSC-ului și după ce primește avizul pentru tarifele respective, atunci le va introduce în vigoare. Așa am fost. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Abține. Domnul Ganea. Voturi împotrivă. Cred că nu sunt 20 de voturi pentru... O acție, domnul Dane, adoptate.